Bună ziua, mă numesc Danoros, sunt Dotera Diamond Wellness Advocate și o să vă vorbesc astăzi despre elementele de bază ale afacerii Dotera. O să vă vorbesc atât din perspectiva de constructor de afacere Dotera, cât și din perspectiva faptului că de peste 20 de ani sunt implicat în antreprenoriat. Din 2005 sunt implicat în network marketing și o să-mi folosesc această expertivă pentru a vă oferi o imagine cât mai clară despre oportunitatea extraordinară care este reprezentată de afacerea Dotera. În general, întâlnirile noastre online sau live cu persoane interesate de Dotera. Se încheie prin prezentarea celor trei tipuri de persoane care participă la seminariile noastre. Un prim tip de persoană este persoana entuziasmată să trăiască un stil de viață bazat pe soluții naturale. O astfel de persoană, în momentul în care primește informațiile pe care noi le oferim, se entuziasmează și dorește să utilizeze aceste soluții și să le împărtășească cu familia lor. Dotera sprijin acest tip de persoană oferind educație gratuită despre uleiurile esențiale lunar. Un al doilea tip de persoană care participă la seminarele noastre este genul de persoană care în timpul seminarului gândește, wow, și mama mea are nevoie de aceste uleiuri sau vreau să-i spun și prietenei mele despre ele. Practic, e vorba de persoane care în mod natural își doresc să împărtășească lucrurile care le plac. Da? Și o astfel de persoană va dori să împărtășească nu numai familiei, și unui grup mult mai larg de persoane aceste informații pe care le-au aflat. Dotera sprijină acest tip de persoană printr-un sistem generos de recompensare, prin care îi pot ajunge să nu mai plătească pentru uleiurile pe care le cumpără luna. Altfel spus, să câștige din comisioanele pe care dotera le oferă, mai mult decât investesc ei în cumpărarea de produse pentru uzul personal. Și bineînțeles că este ceva care entuziasmează pe toată lumea da? să poți avea acces la niște produse extraordinare și să poți să-ți acoperi costurile din faptul că ai împărtășit informația cu mai multe persoane din jurul tău. Există un al treilea tip de persoană care, atunci când participă la un astfel de seminar, au sentimentul acesta că doresc exact cum și noi facem asta. Să schimbe viețile oamenilor, învățându-i despre puterea uleiurilor esențiale. Aceștia sunt oamenii care vor dori să facă o afacere dotera consistentă. Pentru că o să vedeți imediat că dacă dorim să ajutăm foarte mulți oameni să ajungă la aceste soluții extraordinare, atunci va trebui să construim o afacere dotera mare. Da? Pentru că adesea mi s-a întâmplat că au venit oameni la noi și au spus în felul următor: iubesc produsele, vreau să le utilizez, da? dar pe mine nu mă interesează partea de business. Eu vreau doar să ajut cât mai mulți oameni. Și atunci răspunsul nostru a fost ok, dacă tu vrei să ajungi foarte mulți oameni atunci o să urmărești să construiești afacerea dotera pentru că împreună cu mai mulți parteneri o să poți răspândi această informație mult mai multor persoane și bineînțeles în felul acesta vom putea impacta pozitiv uh, un număr mai mare de oameni. Aceasta a treia categorie de persoane este recompensată de doterea printr-un plan de compensare extrem de generos. Da? Dacă la categoria a doua de persoane din comisioanele obținute puteam acoperi costurile produselor pe care le utilizam și eventual să avem și un profit. În cazul persoanelor din categoria a treia aici deja avem de a face cu un venit suficient de mare în așa fel încât să putem să ne ocupăm doar de dotera. Dacă dorim, bineînțeles. Da? E vorba de niște venituri care ne pot duce chiar la independență financiară și libertate. Și, bineînțeles, orice persoană din oricare categorie este binevenită, însă, prin acest seminar ne adresăm în primul rând persoanelor din categoria a doua și a treia. Însă merită și persoanele din categoria a întâia să urmărească acest material pentru că este posibil că văzând ce se poate obține prin dotera să, și înțelegând de fapt cum funcționează această oportunitate, e foarte posibil ca ei să-și dorească să se implice inclusiv în partea aceasta de promovare a uleiurilor esențiale dotera. Unul dintre darurile de preț pe care poate să ne-l aducă o afacere este independența financiară. Aproape toată lumea își dorește asta, însă nu orice tip de activitate poate să ducă la independență financiară. Independența financiară supremă, îi spun eu, este cea generată de venitul pasiv sau venit rezidual, recurent. Da? Pentru că, de fapt, acest gen de venit ne oferă libertatea. Da? Ce este venitul pasiv? Este vorba de un venit pentru care am muncit o vreme, iar apoi culegem roadele cu o investiție minimală de energie și timp. Da? Un exemplu foarte simplu este următorul: am muncit, am câștigat niște bani, am cumpărat un apartament pe care îl dăm în chirie. Chiria este un venit pasiv. Da? Un venit care, pe care îl putem culege între ghilimele fără să mai investim foarte multă energie sau timp. Am investit înainte energia și timpul pentru a produce banii cu care am cumpărat apartamentul. Dar odată ce apartamentul a fost cumpărat și închiriat, venitul pe care îl obținem prin chirie este un venit pasiv. Da? Și puteți, de exemplu, să vă imaginați că, știu eu, ați avea vreo 20 sau 50 sau 100 de apartamente pe care le dați în chirie și chiriile acelea acumulate generează un venit pasiv consistent. Și bineînțeles că asta v-ar putea permite să aveți simultan și bani și timp. Altfel spus, să fiți liberi. Da? E bine, o să vedeți că afacerea Dotera este genul de afacere care generează venituri pasive. Nu chiar de la început, dar pe măsură ce construim proiectul, cea mai mare parte din venituri va deveni venit pasiv. Și din această perspectivă. Este un proiect care poate să ne ducă la independență financiară și la libertate. Afacerea Dotera este o afacere network marketing. Acum, despre network marketing există tot felul de păreri, toată lumea crede câte ceva, dar sunt foarte puțini, totuși, cei care cu adevărat sunt documentați în legătură cu ce înseamnă network marketing. Dacă sunteți o persoană care are reținere față de network marketing, vă înțeleg foarte bine, pentru că în urmă cu 15 ani și noi eram în aceeași situație. Și noi credeam că sistemele network marketing sunt niște sisteme piramidale în care cei de deasupra câștigă pe seama muncii celor de dedesubt, ceea ce nu este absolut deloc adevărat. Da? Nu este deloc adevărat. În primul rând, sistemele network marketing nu sunt sisteme piramidale. Un sistem piramidal este caracterizat de faptul că niciodată cineva de dedesubt nu va putea câștiga mai mulți bani decât cel de deasupra. Da? Întregul aparat guvernamental, structura ierarhică într-o companie, acestea sunt sisteme piramidale. Dar sistemele network marketing nu sunt așa, pentru că într-un sistem network marketing cineva de sub tine poate să câștige mai mulți bani decât tine dacă el face o muncă mai inteligentă decât tine. Și noi am mai fost implicați înainte de dotera într-un alt proiect network marketing în care am avut în echipa noastră o persoană care câștiga mai mulți bani decât noi, deși intrase în business cu 5 ani mai târziu decât noi. Da? Deci știu din experiență proprie că se poate petrece acest lucru. Așa că dacă ați gândit că network marketingul este un gen de business piramidal, nu este deloc adevărat și merită dacă totuși încă mai aveți reține să, să citiți cățile lui Robert Kiyosaki, școala de afaceri, de exemplu, este o carte dedicată network marketingului și în care Robert Kiyosaki explică exact principiile acestui sistem de business și demontează toate aceste prejudecăți legate de network marketing. De altfel, acum nu știu dacă îl simpatizați sau nu pe Donald Trump, dar indiferent că ne place sau nu ca om, din punct de vedere al business-urilor, în mod sigur, este un om de succes. Da? Donald Trump este un susținător al sistemelor Network Marketing. Mai mult decât atât, chiar el a avut o companie Network Marketing pe care a vândut-o ulterior, Trump Network International se numea, și sunt convins că dacă oameni de genul acesta susțin astfel de, de business-uri, în mod sigur ar trebui să, să fim foarte atenți la ceea ce îi spun. Tot, dacă tot am pomenit de, net, de Donald Trump, deși nu-mi programasem să vă spun asta, vă deschid o paranteză. În urmă cu mai mulți ani a fost invitat la emisiunea lui David Letterman și printre multiplele întrebări, la un moment dat David Letterman l-a întrebat pe Donald Trump, ce ar face dacă mâine ar da faliment. Și Donald Trump a zis, fără să ezite, dacă mâine aș da faliment, aș începe o afacere network marketing și în momentul în care a zis network marketing, toată mulțimea de spectatori a început să râdă. Și Studioul lui David Letterman așa e făcut că scena e undeva sus și spectatorii sunt undeva jos. Și atunci Donald Trump, care a răspuns la râsul mulțimii, a spus: "Da, sunteți voi jos și eu sunt aici sus pentru că voi râdeți de network marketing." Da. Bun, am încheiat paranteza, deci Categoric, e vorba de sisteme de business corecte, oneste, legale. De, de altfel, la Harvard Business School se studiază network marketing, există secție de studiu a afacerilor network marketing. Da? Fiecare persoană care demarează o afacere network marketing are exact aceleași șanse pe care le-a avut și persoana care a adus-o în afacere. Da? Deci dacă persoana a, a adus-o pe B, acum, să zicem, după 2 ani de la intrarea lui A în sistem, persoana B are exact aceeași afacere la dispoziție, aceeași oportunitate ca și persoana A. Da? Totul depinde de cum persoana B va urmări să valorifice oportunitatea. Dar, repet, ca elemente de bază, beneficiază exact de aceeași afacere. Mai mult decât atât, într-un sistem network marketing, cel care te-a adus în sistem este cointeresat să te ajute. Da? În businessurile clasice, toată lumea este concurența ta. Nu ajut pe cineva din branșă, pentru că dacă-l ajuți, atunci el va deveni mai puternic decât tine și o să-ți fure piața. Dar când cineva a devenit într-o afacere network marketing partenerul tău, el nu mai poate să fie concurența ta, da? ci va fi tot timpul în echipa ta. Și pentru că tu l-ai adus în echipa ta, tu l-ai format, tu l-ai învățat cum să facă businessul, atunci compania cu care se colaborează va plăti. Va plăti celui care a realizat recrutarea și instruirea și consultanța, îi va plăti niște procente din tot ceea ce rulează persoana care a fost instruită. Da? Deci este absolut onest, absolut normal să se petreacă acest lucru. Însă gândiți-vă că într-o într afacere clasică, de exemplu să zicem o, o agenție imobiliară, da? eu am un agent pe care l-am angajat, îl formez, îl învăț să fie foarte bun și ghici ce se petrece peste jumate de an, un an. Peste jumate de an sau un an acel agent va gândi în felul următor de ce să iau eu procentul mic dintr-o vânzare când pot să iau procentul mare. Și începe și își demarează propria lui afacere, propria lui agenție imobiliară, care va deveni concurentul agenției tale uh, imobiliare. Tu l-ai format, tu ai investit energie și timp ca să-ți creezi o concurență puternică. În network marketing așa ceva nu se petrece. Da? Partenerii tăi întotdeauna vor fi în echipa ta și nu vor putea să fie concurența ta. Da? Pentru că tu ești cointeresat ca ei să aibă succes, pentru că o părticică din succesul lor se întoarce și către tine. Și bineînțeles, ei la rândul lor vor forma alți oameni care la rândul lor vor dezvolta businessul și părticele mici din succesul acelor oameni se vor întoarce către persoana pe care tu ai înregistrat-o. Deci totul funcționează 100% etic și corect. Sistemele network marketing nu sunt perfecte, dar sunt cele mai corecte, cele mai oneste sisteme de business care există în acest moment pe glob. Da? Nu există ceva mai, mai corect, mai etic. Dar repet nu e vorba de perfecțiune, ci doar cele mai etice. Din punct de vedere, să zicem așa, mai ezoteric, totul în Univers se petrece în rețea. Da? Toate lucrurile sunt structurate în rețea. Vedeți că și uh, în lumea în care noi trăim, totul se structurează în rețele: rețele sociale, rețele de magazine, rețele de benzinerie, rețele de telefonie mobilă, rețele de televiziune și așa mai departe. Da? Uh, că ne plac sau nu ne plac rețelele cu toții trăim în ele. Da? Și cu toții suntem consumatori ai rețelelor. Asta e problema, că suntem doar consumatori, nu beneficiem de pe urma acestor rețele. De fapt, când tu demarezi o afacere network marketing, ți se propune să participi la construcția unei rețele din care să câștigi și tu o părticică. Da? Nu doar să fii consumator în ea, ci să poți și câștiga în măsura în care, bineînțeles, promovezi uh, eficient produsul sau produsele care se comercializează sau se promovează în acel, în acel business. De fapt, scopul rețelei, scopul rețelei este acela de a construi o piață de consum a produselor. Da? Nu construim rețea de dragul rețelei, ci construim o rețea de influență. Exact cum, de exemplu, în rețeaua Facebook, da? noi avem un grup de cunoștințe, dar care au la rândul lor alte grupuri de cunoștințe și așa mai departe. În construcția unei rețele network marketing, de fapt, se merge pe același principiu. Da? Tu contactezi în primul rând persoanele uh, apropiate ție din familie, cunoștințe și așa mai departe, care ar putea fi interesate ori să fie consumatori, ori să fie constructori de rețea. Da? Și constructorii de rețea, la rândul lor, au propriile lor cercuri de influență și fac exact ceea ce și noi am făcut. Și așa mai departe. Și în felul acesta de fapt, prin uh, e o propagare a și o expansiune a zonei de influență, da? Prin intermediul rețele. Și, practic, noi construind această rețea de persoane care unele doar utilizează produsele altele și le utilizează și promovează mai departe și multiplică, în felul acesta se creează un rulaj în această rețea și o părticică din acest rulaj se întoarce sub forma comisioanelor și bonusurilor pe care compania ni le oferă în conformitate cu planul de compensare. Da? Cele mai profitabile afaceri, în general, sunt afacerile cu produse consumabile. Însă, pentru Network Marketing, categoric, afacerile cu uh, produse consumabile sunt potrivite sau produsele consumabile sunt potrivite pentru afacerile Network Marketing pentru că pot produce rulaje recurente. Da? E bine, uleiurile esențiale, suplimentele nutritive, produsele cosmetice, produsele de îngrijire personală, produsele de curățenie, toate sunt produse consumabile. Deci dotera acest gen de produse le pune, pun, pune pe piață și bineînțeles că din acest punct de vedere suntem foarte, foarte bine poziționați. E important într-o afacere, în general și în uh, particular în network marketing, ca procesul de promovare să fie ușor și multiplicabil. Pentru că elementul esențial într-o afacere network marketing este multiplicarea. Da? Multiplicarea. Asta, acesta e cuvântul cheie. Fără multiplicare nu e network marketing, e doar o vânzare directă. Da? Multiplicarea înseamnă. Că nu facem numai noi procesul de promovare, ci ne multiplicăm. Găsim și alte persoane care fac exact același lucru pe care noi îl facem, și în felul acesta, practic, se va genera venitul pasiv sau rezidual recurent. Da? Pentru că rețeaua, rulajul rețelei pe care noi am creat-o da? Există niște procente care se, se întorc spre noi sub formă de venit pasiv da? Noi am investit în formarea unui grup de oameni Dar deja după aceea ei la rândul lor devin autonomi și formează alți oameni da? Și noi vom lua până la un anumit nivel de adâncim de adâncime, în cazul doterea până la 7 adâncimi, vom putea să luăm niște procente din rulajul rețelei. Și acesta este un venit pasiv rezidual recurent. Doar multiplicarea poate să ducă la venit pasiv rezidual recurent. Da? Și aici avem chiar o schemă care ne arată grafic. Cum se petrece, cum există niște oameni cheie ai rețelei da, care uh, multiplică și apoi alți oameni uh, cheie sub ei, și în felul acesta se creează această rețea de persoane care utilizează cu entuziasm produsele. Pentru că nu e vorba aici de a promova niște produse de care oamenii nu au nevoie. Nu este vorba de a genera niște nevoi artificiale, ci este vorba de a satisface niște nevoi uh, reale, niște lucruri de care oamenii au cu adevărat nevoie. Acum, de ce am ales noi să ne implicăm în afacerea Dotera? Nu e un secret faptul că noi am intrat în Dotera, în ipostaza de consumator, Da? Noi am început să utilizăm produsele, ne-am propus din start că nu o să facem afacerea, pentru că noi mai avem un proiect personal, avem o școală spirituală și de dezvoltare personală, da? care este ceea ce ne-am dorit să facem din totdeauna și lucrurile mergeau și merg foarte bine în acel proiect. Nu aveam motive să ne implicăm într-un alt proiect, așa că am mers inițial pe varianta de a fi doar consumator și bineînțeles că am împărtășit experiența noastră tuturor celor din jur. Deci primul lucru care pe noi ne-a convins a fost calitatea extraordinară a uleiurilor esențiale. Da? Ne-am îndrăgostit de ele, am văzut câte lucruri extraordinare pot să facă. N-aș fi crezut niciodată dacă n-aș fi văzut cu ochii mei ce rezultate se obțin sunt chiar miraculoase chiar dacă unii o să gândească că exagerez dar nu, nu exagerez deloc, toți cei care le utilizează pot să confirme acest lucru da? uleiurile de sunt 100% naturale, sunt sigure și uh, sunt mai ieftine decât soluțiile artificiale pe care noi le utilizăm în mod obișnuit Standardul de calitate al acestor produse este cel mai înalt de pe piața aceasta a uleiurilor esențiale. Se numește CPTG, Certified Pure Therapeutic Grade, uleiuri certificate cu grad terapeutic. Asta ne garantează, așa cum am spus, că sunt 100% naturale și că sunt 100% sigure și potente. Bun, asta e primul lucru care ne-a convins. Apoi, faptul că persoanele care ne-au vorbit despre dotera sunt persoane în care noi avem foarte mare încredere. Sunt persoane credibile, care știm că spun ceea ce fac și fac ceea ce spun. Un alt element care mie mi-a atras atenția când am venit prima dată în contact cu informații despre dotarea este că rata de retenție a consumatorilor este de peste 65%. Asta este fabulos, absolut unic. Gândiți-vă că media în această industrie este undeva între 10 și 12%. Da? Dotera are peste 65% rată a retenției. Și asta pe durata a 13 ani. Deci, din toți consumatorii care dotera, și e vorba de peste 10 milioane de consumatori, da? din aceștia, 65% au rămas și continuă să rămână consumatori fideli ai produselor Dotera. Asta, mie, ca om de business, îmi spune că munca mea nu se va risipi aiurea. Da? Că ceea ce lucrez luna aceasta, cel puțin 65%, se va păstra pe termen mediu și lung. Apoi, un alt element uh, care mie mi-a atras atenția și care vorbește despre sănătatea rețelei Dotera este că 85% dintre membrii rețelei sunt consumatori. Da? În alte companii avem un număr mic de consumatori, dar toți sunt și distribuitori, deci acolo este o schemă piramidală mascată. Se spune că atunci când numărul de consumatori este mai mic de 30% din rețea, atunci e o problemă cu sănătatea acelei rețele. Da? Dar în cazul Doterei avem un nivel de sănătate absolut. Incredibil, și bineînțeles că acest lucru a contat în decizia noastră de a ne implica în proiect. Acum, legat de compania Dotera, mă gândesc că dacă vizionați a, acest video, deja știți câteva lucruri, însă ceea ce vreau eu să punctez din punct de vedere tehnic este faptul că Dotera a ajuns la un miliard de dolari anual la un rulaj de 1 miliard în 7 ani da? și apoi în încă trei ani și-a dublat rulajul la 2 miliarde iar acum se apropie de 3 miliarde de dolari. În condițiile în care compania este așa cum am spus de 13 ani pe piață s-a lansat în 2008 chiar în timpul crizei economice și totuși a fost un succes absolut incredibil. Ca să înțelegeți ce înseamnă creșterea aceasta în șapte ani de la 0 la un miliard, gândiți-vă toate companiile network marketing mari și cunoscute, cum ar fi Amway, Forever Living Product, Herbalife, New Skin, Young Living și așa mai departe, toate au avut nevoie de cel puțin 20 de ani ca să ajungă la un rulaj de un miliard. Ce ne spune asta? Ne spune că dotera, dotera pe de o parte, are produse extraordinare pe care lumea le dorește, iar pe de altă parte, au o strategie de marketing genială. Și asta pot să vă spun cu certitudine că sunt genial la partea aceasta și la partea de calitatea produselor. O combinație absolut ideală pentru o afacere de succes. Un alt element care uh, pentru noi a contat foarte mult, pentru că noi am mai fost implicat într-o afacere network marketing, o, o companie extraordinară, și aceea, produse extraordinare, însă acolo planul de compensare pune presiune foarte mare pe distribuitori. În 2012 am decis să nu ne mai implicăm în acel uh, proiect activ, tocmai uh, pentru că nu mai vroiam acea presiune a targetului. Ei bine, în doTERRA nu există așa ceva. Nu există o presiune a targeturilor. Nu poți să pierzi niciodată nimic, nu poți să-ți pierzi partenerii. În celălalt business, dacă nu-ți făceai targetul, puteai să-ți pierzi partenerii. Da? Și era dureros. Am avut în echipă oameni care și-au pierdut din parteneri și nu a fost o experiență deloc plăcută. Dar în Dotera nu există așa ceva. Dotera are un plan de compensare pacifist în care te stimulează să crești, dar nu te presează. Da? Este vorba de o motivație pozitivă și evident că ne-a plăcut acest lucru. Modelul de duplicare-multiplicare este extrem de simplu la dotera. Practic, chiar dacă nu știi prea multe lucruri despre uleiurile esențiale, dacă ți-ai comandat un kit de, de uleiuri sau câteva uleiuri și te duci la cineva și îi pui în palmă și acela miroase uleiul respectiv, deja ai început să construiești businessul Dotera. Da? Și faptul că uleiurile generează efecte instantaneu, pentru că ele ajung direct la sistemul limbic, simțul mirosului e singurul care nu este filtrat și ajunge nefiltrat la sistemul limbic și acolo sistemul limbic controlează secreția de hormoni, emoțiile, ritmul cardiac și așa mai departe. Ei bine, când noi mirosim un ulei, noastră se modifică instantaneu. Și vă dați seama că e foarte ușor să promovezi un astfel de produs care își arată eficiența în câteva fracțiuni de secundă. Deci, modelul de duplicare e foarte, foarte simplu. Planul de compensare este interdependent. Acum, toate companiile Network Marketing spun că planul lor de compensare este interdependent, însă vă spun cu onestitate și pot să vă dovedesc pe hârtie că singura companie care are plan de compensare, cel puțin din cele cu care eu m-am intersectat și m-am intersectat cu multe, am studiat planul de compensare de la foarte multe companii. Dar dintre cele importante care sunt și pe piața din România, nici una nu are plan de compensare interdependent la modul real. Poate să fie parțial interdependent, dar la dotarea e 100% interdependent. Ce înseamnă asta? Înseamnă că tu poți să crești în nivel de carieră doar în măsura în care îți ajuți partenerii tăi să crească în nivelul de carieră. Da? Și aici o să punctez o comparație cu compania, să zicem, care este principalul concurent al Doterei, Young Living. În cazul planului, planului de compensare a lor, se vorbește doar de rulaje, nu de oameni. Da? Se vorbește de rulaje. Trebuie să faci pe niște. Picioarele tale, un anumit rulaj ca să ajungi la un anumit nivel. La dotera trebuie să ajuți niște oameni să ajungă la un anumit nivel și atunci tu ajungi la un anumit nivel. Este o abordare complet diferită, o abordare umană, o abordare care e așa de de suflet. Da? Deci, planul de compensare, dotera este absolut unic. Da? Nu o să găsiți în mod sigur ceva care să se compare cu Dotera. Și nu spun asta pentru că eu sunt în Dotera. Eu sunt în Dotera pentru că planul de compensare și compania sunt așa cum sunt. Da? E, e absolut fabulos. Adesea, Simona și cu mine ne ciupim așa pe față să ne convingem că nu visăm. Da? E chiar extraordinar și. Oricine e sceptic poate să vină și arăt pe hârtie, pe fapte, pe cifre că așa este. Bun. Un alt element care a contribuit la decizia noastră de a ne implica în dotera este legat de interesul extrem de mare pentru uleiurile esențiale în România. Da? N-aș fi crezut niciodată că în România va fi atât de mare interes pentru uleiurile esențiale. Însă, ca să înțelegeți cât de mare este acest interes, România în dotera este cea mai mare piață din Europa. Și e în top 10 uh, piețe la nivel global. Da? Înțelegeți? România este piața numărul 1 în Europa. Mai spuneți-mi vreun domeniu în care România este numărul 1 în Europa. Da? Deci, interesul este incredibil de mare. Și imediat o să vă punctez câteva elemente cu cifre din România, și atunci o să vedeți că chiar așa stau lucrurile. Un alt element care pe noi ne-a convins este cultura Dotera. Cultura Dotera este o cultură elevată, o cultură extraordinară, focalizată pe oameni și pe produse și de asemenea pe inițiative umanitare pe o colaborare uh, foarte strânsă cu cu cei care produc plantele din care se obțin uleiurile esențiale Healing Hands este fundația Dotera, o fundație umanitară prin care uh, sunt tot felul de proiecte Inclusiv aici în România avem astfel de proiecte prin care uh, sunt sprijinite comunitățile locale în diverse domenii. Iar Co-Impact Sourcing este o inițiativă dotera prin care practic ei se implică în dezvoltarea comunităților locale acolo unde ei își cultivă plantele din care apoi se vor extrage uleiurile, da? Practic îi împuternicește pe acești fermieri da? Le oferă niște contracte avantajoase în uh, comunitățile respective, au construit școli, spitale și așa mai departe, uh, au adus apă, deci tot ce este necesar pentru ca acele comunități să se poată dezvolta și tot ce e necesar pentru ca acest parteneriat dintre uh, Dotera și acești peste 90.000 de fermieri din întreaga lume, răspândiți în peste 47 de țări. Da? Este un efort logistic extraordinar pentru Dotera să meargă pe această cale, însă este cel mai corect mod de a face lucrurile. Pentru că Dotera putea să cumpere terenuri și să-și cultive singuri aceste plante și ieșau mult mai ieftin, era mult mai ușor de controlat, însă ei au optat să investească în dezvoltarea acestor fermieri locali. Care de fapt trăiesc din asta, și depind de faptul că Dotera investește acolo și cumpără materia primă de la acești fermieri. Așa că Dotera este o companie care are suflet, și pentru noi contează foarte, foarte mult acest lucru. Și vedem aici că există un lanț între producători, consumatori, distribuitori, dar toată lumea este în acest lanț fericită. Acum o să ne îndreptăm către piața României. Și înainte vreau să punctez un element foarte important legat de ceea ce se numește fereastra oportunității. În orice afacere există trei etape fundamentale. Este prima etapă, etapa pionieratului. În etapa pionieratului muncim foarte mult și rezultatele sunt uh, slăbuțe. Apoi vine o etapă numită fereastra oportunității. Este vorba de o etapă în care, cu o, aceeași investiție de energie și timp din etapa pionieratului, obținem rezultate de zeci de ori mai bune. Da? Orice întreprinzător își dorește să prindă fereastra oportunității. Pentru că atunci când investești munca în fereastra oportunității, fiecare zi valorează cât o săptămână, fiecare săptămână cât o lună, fiecare lună cât un an, fiecare an cât 10 ani. Da? Se va putea construi afacerea dotera și după ce trece fereastra oportunității, însă cu eforturi mai mari. Da? În fereastra oportunității Efortul se multiplică. Se multiplică exponențial. Acum, în general, undeva 5, 6, 7 ani durează această fereastră, depinde de business, depinde de perioada în care se petrece businessul. însă, în general, repet, 5-7 ani. Undeva până în 2024-2025 va fi maximul acestei ferestre a oportunității. Așa că acum este cel mai bun moment de a acționa. Având în vedere că suntem în această fereastră și că efortul nostru se multiplică. Apoi, după fereastra oportunității, evident că businessul continuă să crească, dar nu în același ritm, nu cu aceleași procente cu care creștea în fereastra oportunității. Pentru că deja compania este sau piața este mare și e mai ușor să crești în procente de la o piață mică către o piață mărișoară decât de la o piață mărișoară spre una mare. Da? Bun. Deci momentul este foarte, foarte bun. E optim pentru a demara dotera. Aici avem o reprezentare în care vedem ponderea pe piața Network Marketing din România, a principalelor companii de pe piață. Și putem să vedem că dotera, dotera are o felie consistentă. Este pe locul 3 la rulaje în România. Aici aveți un, un grafic chiar mai sugestiv decât celălalt, în care puteți să vedeți primele șase clasate, evoluția lor în ultimii trei ani de fapt în anii 2017, 2018 și 2019. Dotera a intrat oficial în România în 2017. Au fost contacte și înainte de 2017, dar oficial atunci a început Dotera în România. Și vedem că evoluția, evoluția Dotera în România este spectaculoasă. Dacă în 2017 se rulau 5 milioane de dolari anual, în anul 2018 s-au rulat 18 milioane, în 2019 32 de milioane, iar în anul 2020 s-au rulat 45 de milioane, da. Deci practic în 3 ani de zile Dotera a devenit a treia cea mai mare companie uh, network marketing în România. În condițiile în care toate celelalte companii de aici, Avon, Oriflame, Amway, Herbalife, uh, Forever Living Product, au intrat pe piața din România în anii 90. Da? Deci peste 20 și ceva de ani. De peste 20 și ceva de ani sunt pe piață, iar dotera de 3. Da? Și deja a ajuns pe poziția a treia. Probabil că la sfârșitul anului 2021 va ajunge pe poziția a doua. Și în încă vreo un an, doi, pe poziția a întâi. Da? Deci, categoric, semnele și cifrele sunt absolut uimitoare, extraordinare, entuziasmante, acesta e cuvântul. Și oricine se pricepe la asta, cu siguranță că nu va mai sta foarte mult să gândească și va, se va implica în proiect. La nivel global, Dotera înseamnă 20% din piața de uleiuri esențiale. Concurentul numărul 1, Young Living, este cu 15,2% pe, pe locul 2. Deci, Dotera este cea mai mare companie network marketing din domeniul uleiurilor esențiale. În Europa, avantajul dotera față de Young Living este incomparabil mai mare. Practic, dotera în Europa e dublu față de Young Living. Dotera are 31,7% din piață, Young Living 14,5%. Nu știu exact cum stau lucrurile în România, dar vă garantez că în România suntem cel puțin dublu față de principalul nostru concurent. Și nu fac aceste comparații uh, încercând să atac uh, compania Young Living, nu, însă e important nu să vedem cum stăm în raport cu principalul concurent. De fapt, în ce constă afacerea doteră? Păi, Afacerea dotera este foarte simplă. În primul rând, testăm uleiurile esențiale, suplimentele, cosmeticele. Deci, practic, testăm produsele dotera. Da? Le testăm în primul rând noi să avem o experiență, să știm despre ce vorbim. Da? Și apoi împărtășim experiența noastră cu ceilalți. Practic, căutăm simultan consumatori și constructori de afacere. Bineînțeles că Experiența ne arată că mulți dintre cei care au demarat din ipostaza de consumatori ulterior au devenit constructori de afacere, dar în, la modul general noi ă, asta căutăm. Căutăm oameni care vor să utilizeze produsele sau oameni care vor și să promoveze ă, mai departe aceste produse și să construiască practic afacerea. Ne ocupăm de consilierea consumatorilor și a constructorilor de afacere. Le oferim instruirea necesară pentru că e important să știm exact ce avem de făcut și treaba noastră în raport cu partenerii noștri este să le oferim această consiliere. Apoi urmează elementul de multiplicare în care îi învățăm și pe partenerii noștri să facă exact ceea ce am făcut și facem și noi. Da? Adică și ei la rândul lor vor căuta consumatori și constructori de afacere, o să consilieze consumatorii și constructorii lor de afacere și se vor multiplica. Și în felul acesta rețeaua aceasta de consumatori și constructori de rețea va tot crește. Da? Și se creează de fapt o rețea de afaceri independente, pentru că fiecare constructor de rețea este o afacere independentă, și fiecare afacere independentă are în jurul ei uh, un grup de consumatori și de parteneri, da? și toate generează de fapt rulaje de produse, din care primim și noi uh, câteva procente. Sub forma venitului pasiv rezid sau rezidual recurent. Da? Foarte important. Deci, acesta este ciclul businessului. Testăm uleiurile, împărtășim experiența, găsim consumatori și constructori de afacere, consiliem constructorii și consumatorii, uh, multiplicăm, învățăm pe, pe constructorii de afacere să facă exact ce am făcut și noi. Și ei, la rândul lor, vor învăța pe partenerii lor și așa mai departe, da? Și în felul acesta rețeaua se dezvoltă, da? Dacă la început a depins 100% de noi dezvoltarea afacerii și a rețelei, uh, ulterior nu mai depinde 100% de noi, ci depinde de partenerii noștri și de partenerii partenerilor noștri, da? Și așa mai departe. În general, nu e obligatoriu să fie așa, dar în general sunt patru etape ale parteneriatului cu dotera. Primul pas, majoritatea devin consumatori, doar consumatori. Nu, deocamdată nu sunt interesați de partea de, de business, ei iubesc produsele. Etapa a doua este că după ce au avut experiențe pozitive, extrem de pozitive cu uleiurile, încep să împărtășească ocazional experiența lor cu alte persoane. Sunt așa numiți share -uri. da? Ei nu neapărat construiesc într-un mod organizat, dar întotdeauna când au ocazia vorbesc despre produse, mai înregistrează niște, niște persoane și din acele comisioane pe care ei le vor primi, își vor putea plăti produsele pe care ei le utilizează. Apoi, după ce văd că se pot face lucruri extraordinare cu dotera, unii vor trece în etapa a treia, aceea de a deveni builder, de a deveni constructor de rețea și, practic, aici deja încep să, să facă într-un mod organizat uh, procesul acesta de promovare și încep să se și multiplice și asta îi va duce uh, deja în etapa a patra în care ei devin lideri, devin lideri pentru că au deja o echipă o echipă de, de uh, parteneri de constructori de afacere pe care îi uh, formează și pe care îi învață să multiplice la rândul lor și în felul acesta da, business începe să se dezvolte. Bineînțeles, fiecare poate să se oprească în oricare dintre aceste etape, însă, în mod natural, am constatat că acesta este cursul evenimentelor. Avem uh, pe ecran un, un uh, tabel care ne punctează efectul multiplicării. Pentru că doar așa văzând cifre putem cu adevărat să înțelegem puterea aceasta a multiplicării. Și în acest exemplu avem următoarea situație. Noi am introdus în dotera trei persoane da? și am considerat un rulaj de 100 de euro pentru fiecare persoană. Da? și după ce eu am uh, introdus în dotera trei persoane le învăț pe acestea ca la rândul lor să înregistreze în uh, dotera fiecare câte trei persoane și așa mai departe, prin procesul acesta de multiplicare cu 3, vedem că ajungem în situația în care avem peste 3000 de persoane în rețea iar din punct de vedere al rulajelor avem peste 327.000 de euro rulaj. Iar noi, în mod direct am înscris trei persoane. trei persoane, deci, practic rulajul pe care noi l-am generat este 100 rulajul nostru personal plus 300 rulajul persoanelor direct uh, înregistrate de noi. Deci 400 de euro. Deci din cei 327.900 de euro, doar 400 uh, sunt generați în mod direct de către mine. Da? Înțelegeți ce înseamnă asta? Ce, ce putere incredibilă are multiplicarea? Tocmai de aceea cine înțelege acest efect și îl folosește în propriul business, cu siguranță o să aibă foarte, foarte mare succes în dotera. O să vorbim acum despre cele două tipuri de venituri fundamentale. Venitul activ și venitul pasiv sau rezidual recurent. Ca să înțelegem diferența între aceste două tipuri de venituri, putem să facem comparația uh, între căratul apei dintr-un bazin A în bazinul B, ori cu găleata, ori cu o conductă. Da? Dacă cărăm cu găleata sau cu gălețile, practic noi... Trebuie să fim în permanență prezenți în procesul acesta. Pentru că, dacă noi nu suntem prezenți să cărăm apa, atunci nu se produce niciun fel de, de uh, transport al apei din punctul A în punctul B. Însă, dacă noi construim o conductă care se lege bazinul A de bazinul B și pornim apoi robinetul conductei, da? apa va curge din bazinul A în bazinul B, indiferent dacă noi suntem prezenți sau nu. Da? Și bineînțeles că ne dăm seama că acest mod de a transporta apa este incomparabil mai eficient. Practic, venitul activ Venitul activ, adică este venitul dintr-un salariu, din salari de angajat, știu eu, în orice domeniu, este un mod de a căra apa cu găleata. Da? Pentru că noi atunci când suntem angajați și avem venit activ, noi de fapt ne vindem timpul, unitatea de timp pentru unitatea de bani. Da? Vindem timp pentru bani. Când nu mai avem timp de vândut, atunci nu mai câștigăm bani. Da? Și bineînțeles că pot apărea de-a lungul timpului tot felul de probleme de la probleme de sănătate sau altele, care să ne oprească să mai cărăm găleata sau gălețile. Da? Tocmai de aceea este foarte important ca noi să urmărim să construim și venituri reziduale, pasive, să construim și conducte. Nu este nicio problemă că cineva este angajat. Este absolut în regulă. Problema este dacă el depinde numai și numai de venitul activ. Pentru că, așa cum am spus, când nu mai poți să vinzi timp, atunci nu mai câștigi bani. Pe când în cazul venitului pasiv rezidual, pe care l-am comparat cu construirea de conducte, aici indiferent că noi suntem activi sau nu, da, veniturile vor veni înspre noi. Cum putem ajunge la venit pasiv sau rezidual, recurent? Păi, majoritatea ajung la un astfel de venit atunci când se pensionează. Dar pensia este un venit pasiv. Cu condiția să o și primim. Sau, de exemplu, dacă beneficiem de o moștenire, este un venit pasiv. Sau dobânda de pe un depozit bancar, este un venit pasiv. E foarte mică dobânda, dar cât e, e venit pasiv. Sau, asta bineînțeles un pic mai în glumă, te căsătorești cu un milionar, este un venit pasiv a ceea ce obții. Sau cumpere o afacere și găsești oamenii potriviți pentru a o gestiona. Asta va genera venit pasiv. Dar nu e vorba de o afacere în care tu trebuie să muncești de dimineața până seara, cum se întâmplă în cazul majorității oamenilor. Da? E vorba de un business în care îți angajezi toți oamenii care să facă treaba, tu încasezi doar profitul. Sau, cumperi niște apartamente pe care le dai în chirie. Chiria este un venit pasiv. Sau investiții la bursă, da? care și ele generează venit pasiv. Și sunt multe alte surse de venit pasiv. Am vrut doar să vă formați o idee despre ce înseamnă asta, însă o modalitate foarte eficientă, foarte simplă și fără riscuri este de a obține venit pasiv este să construiești o rețea, o afacere network marketing. Da? Afacere network marketing, așa cum am precizat, generează venituri pasive și fără niciun fel de riscuri. Da? Și aici am pregătit trei exemple cum poți obține un venit pasiv uh, recurent de 2000 de euro pe lună. O primă variantă este să ai un depozit bancar de minim 6 milioane de euro. Chiar m-am interesat uh, și dacă ești uh, client uh, VIP, cel mult la de punere în euro, ai 0,4% pe an. Da? Deci, dacă ai 6 milioane de euro în cont, dobânda va fi de 2000 de euro pe lună. Un alt mod de a obține 2000 de euro venit pasiv lunar este, de exemplu, să cumperi 5 apartamente pe care să le dai închirie. Am calculat cu 70.000 de euro apartamentul, ceea ce în Cluj nu prea e valabil, nu e atât de ieftin. Am făcut un calcul în mod normal, dacă economisești câte 1000 de euro lunar și sunt puțini români care pot să facă asta, în 20 de ani o să strângi banii necesari pentru a cumpăra cele 5 apartamente. Da? Multiplicarea în acest caz este 0, în sensul că Acum ai 5 apartamente, peste un an tot 5 și peste 10 tot 5 vor fi. Acum, al treilea exemplu este legat de construcția unei rețele network marketing. Investiția inițială, de exemplu, pe care noi am făcut-o, a fost de 276 de euro. Am investit 276 de euro în Într-un pachet de produse. Deci riscul este absolut zero. Că oricum rămâneam cu produsele. Timpul necesar pentru a ajunge la un venit pasiv de minim 2000 de euro lunar este... depinde evident de la o persoană la alta. În general, într-un an, 2, aproape oricine poate să facă asta. Da? Unii pot să o facă chiar mult mai rapid. Deci depinde... De fiecare, dar în general, repet, se poate face în 1-2 în, în, ani. Însă, partea frumoasă este că multiplicarea aici este nelimitată și fără investiții suplimentare. Da? Pentru că aici, de fapt, se multiplică oameni. În cazul uh, imobiliarelor, noi trebuie să investim în noi apartamente ca să avem multiplicare, adică înseamnă alți bani pe care să investim. Pe când în cazul, în cazul unei afaceri network marketing, da, această multiplicare se face absolut fără niciun fel de investiție. Investiția noastră este o investiție de consultanță, de educație. Da, de instruire a partenerilor noștri. Noi, practic, investim în partenerii noștri. Asta e investiția, dar multiplicarea este nelimitată. Și gândiți-vă, cu o investiție de 276 de euro, lucrând doar în România, noi avem o rețea care e răspândită în acest moment în 23 de țări. Da? Oameni pe care nu i-am. Nu-i cunosc, nu-i am întâlnit în mod direct, dar prin lanțul de multiplicare care s-a creat, s-a ajuns la ei, și Dotera ne plătește niște părticele, niște procente din rulajele acestor persoane, pentru că procesul de multiplicare a pornit de la noi. Da? Și acum, bineînțeles, fiecare poate să decide care dintre variante este mai accesibilă. Pentru noi, categoric, construcția unei rețele network marketing a fost uh, varianta mai accesibilă, și mă gândesc că pentru 99% dintre oameni răspunsul este același. Acum, pentru că am vorbit de, de modalitățile în care se câștigă banii, vreau să vă. Punctez, probabil unii deja știți, pentru aceea va fi doar o recapitulare, modul cum se câștigă banii din perspectiva lui Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki este un scritor și trainer contemporan care a scris o carte celebră numită Cadranul Banilor, în care, practic, el a disecat și a explicat modalitățile fundamentale în care oamenii câștigă banii și care este calea către libertate, către independență financiară. Și el spune că, de fapt, sunt patru cadrane. Cadranul A, cadranul angajaților, cadranul L, al liber profesioniștilor, cadranul P, al patronilor și Cadranul I al investitorilor. Chiosaki da? ne spune că fiecare persoană ar trebui să realizeze tot ceea ce este necesar pentru ca veniturile lor să se mute din cadranele din stânga, adică din cadranul angajaților și al liber profesioniștilor, în cadranele din dreapta. În cadranele patronilor și investitorilor. Pentru că, de fapt, în cadranele din stânga se vinde timpul pentru bani, iar în cadranele din dreapta se, se lucrează pe principiile multiplicării și se generează venit pasiv. Haideți să facem o scurtă paralelă între cele două părți: cadranele din stânga și cadranele din dreapta. Da, în cadranele din stânga vă reamintesc angajații și liberi profesioniști, în dreapta patronii și investitorii. Da, cei din stânga câștigă banii pe cont propriu, ca indivizi. Da, sunt plătiți pentru munca directă pe care o prestează. Pe când, în cadranele din dreapta se lucrează în echipă. Se lucrează după un sistem. Cei din stânga au potențialul veniturilor finit. Pentru că timpul este finit. Când tu lucrezi doar cu timpul tău, o zi are doar 24 de ore. Da? Și nimeni nu poate să lucreze mai mult de 24 de ore. Da? Deci, oricât de, de harnic ai fi, nu poți munci mai mult de 24 de ore. Deci, ești limitat în cadranul acesta de timpul pe care îl ai la dispoziție. Însă, în cadranele din dreapta, potențialul veniturilor este. Hai să nu spunem infinit. Nelimitat. Da? Nelimitat. Pentru că aici lucrăm nu numai cu timpul nostru. Lucrăm și cu timpul și banii altora. Da? În cazul Dotera, lucrăm împreună cu timpul și cu timpul altora pentru că partenerii noștri la rândul lor își investesc timpul și partenerii partenerilor noștri își investesc timpul și așa mai departe, da? Cel din cadranul angajaților în general are următorul text: Eu caut o slujbă sigură cu beneficii garantate, da? Deci, în general, cei care sunt în acest cadran caută siguranța. Liberi profesioniștii, pe de altă parte, consideră că ei, nimeni nu poate să o facă mai bine decât ei, da? de aceea ei vor să lucreze pe cont propriu. De obicei, textul lor este de genul: tariful meu orar este știu, 50 de dolari sau eu iau 6% din vânzări. Bun, și acum să trecem în cadranele din dreapta. Avem patroni. În cazul lor, veniturile vin dintr-o afacere personală în care nu mai trebuie neapărat să lucreze. Da? Pot să lucreze, dar nu e obligatoriu, nu depinde de timpul investit de ei. Da? În cazul patronilor, exprimarea standard este caut un președinte pentru compania mea. Da? Deci el nu vrea să conducă el compania. Caut un președinte pe care să-l angajeze și care să facă munca. Da? Pentru că ceea ce produce afacerea va fi venit pasiv. Iar în cazul investitorilor, veniturile vin din investiții. Da? Practic, după ce ai produs bani în cadranele celelalte, investești și obții venituri în cadranul acesta al investitorilor. O persoană poate să, să aibă simultan venituri în toate cadranele. Da? Dar, în general, ei sunt într-unul sau în altul dintre cadrane. Și acum, ca să înțelegeți ce înseamnă să fie în, într-unul din aceste patru cadrane, o să dăm un exemplu concret. Da? De exemplu, dacă eu sunt angajat ca profesor de limba engleză la o școală, sunt în cadranul angajaților. Da? Dacă, de exemplu, eu dau ore în particular sau susțin un curs independent de școală, un curs de limba engleză, sunt în cadranul liber-profesioniștilor. Da? Dacă, de exemplu, eu am o școală de limba engleză în care angajez, să zicem, 10 profesori care să predea, atunci deja sunt în cadranul patronilor. Da? Dacă predau și eu, da, atunci voi fi și în cadranul angajaților, salarul meu, dar ceea ce vine din munca celor 10 profesori este un venit din cadranul patronilor. Și atunci când am obținut un surplus de bani obținuți din afacerile, din cadranul P și din celelalte cadrane și investesc, atunci voi intra în cadranul investitorilor. Sper că acest exemplu simplu să, fi, să, să vă fie ajutat să înțelegeți mult mai bine, de fapt, ce înseamnă aceste cadrane, care sunt modalitățile în care câștigăm banii din această perspectivă. Școlile tradiționale, adică școlile de stat, în general, ne pregătesc pentru cadranele din stânga. Ne învață, în cel mai fericit caz, să fim foarte buni angajați sau liber profesioniști. Pe când sistemele network marketing ne pregătesc pentru cadranele din dreapta, ele ne învață cum să devenim independenți din punct de vedere financiar și cum să devenim liberi. Da? În general, în uh, sistemele network marketing se investește mm -hmm. foarte mult în dezvoltarea personală, da? în educație, în instruire, în schimbarea mentalității, a viziunii. Pentru că, la modul real, tu nu poți să ajungi în cadranele din dreapta cu o mentalitate corespunzătoare cadranelor din stânga. Tu trebuie să te transformi interior, trebuie să-ți... Transform modul de a gândi. Trebuie să-ți transform modul de a acționa și treptat, treptat, pe măsură ce apare această transformare și veniturile vor translata din cadranele din stânga către cadranele din dreapta. Da? De exemplu în dotera, dacă în afacerea noastră nu avem multiplicare, suntem în cadranul liber profesioniștilor. Dacă avem multiplicare, suntem în cadranul patronilor, da? cu zona aceea de business care s-a multiplicat, aia va genera venituri în zona cadranului P. Da? Toată lumea începe ca în cadranul L în dotera, da? dar repet, pe măsură ce găsim builder, găsim persoane care multiplică, noi vom translata în cadranul P al patronilor și, bineînțeles, apoi cu banii câștigați, investiți, vom putea să mutăm venituri, o parte din venituri, în cadranul I. Cum putem să schimbăm cadranele? De exemplu, putem să o facem și singuri, însă va fi foarte dificil. Riscurile sunt foarte mari. De exemplu, putem să demarăm o afacere proprie, dar ă, șansele de reușită sunt destul de mici de exemplu, am văzut niște statistici la Camera de Comerț că în primii 2 ani, 95% din afaceri dau faliment. Da? În primii 2 ani, 95%. Deci, șansele sunt destul de mici. Însă, de exemplu, putem să facem această trecere alături de o companie network marketing, cum este, de exemplu, Dotera. Da? Pentru că într-un sistem network marketing se va investi în partea aceasta de instruire, de dezvoltare personală care să te ajute să faci cât mai rapid și cât mai pacific această translație către cadranele din dreapta. Da? De ce să facem această trecere, această tranziție cu o companie network marketing? Pentru că, pe de o parte... Într-o astfel de afacere, sunteți încurajați să vă deplasați veniturile din cadranele A și L înspre cadranele P și I, nu doar să fiți un angajat loial. Da? Sistemele sau afacerea Network Marketing dispun de programe care să sprijine constructorii de afacere, mai ales în perioada aceea de început când sunt. Temeri, îndoieli, frustrare și așa mai departe. Da? E foarte important să nu fii singur atunci, să fie cineva care să te încurajeze, să-ți dea sfaturi. Da? Partea extraordinară la facele network marketing este că au mentori care au făcut ei înșiși călătoria către succes. Da? și care știu exact despre ce e vorba și bineînțeles că ei cu experiența pe care o au pot să sprijine și să încurajeze pe cei care sunt la început. Da? Într-o afacere network marketing vi se va permite să vă dezvoltați în ritmul pe care îl doriți și aici aveți certitudinea că Îndrumătorii chiar își doresc ca voi să reușiți să treceți uh, în partea dreaptă a cadranului. Pentru că până la urmă scopul final al unei uh, afaceri network marketing este aceea de a crea cât mai mulți oameni liberi în rețea. Se pune întrebarea în cât timp schimbăm cadranele. Se poate mai rapid, se poate mai lent. Însă, recomandarea noastră este să vă acordați minim 5 ani pentru tranziție. Pentru că e nevoie de niște transformări interioare, de schimbarea viziunii la foarte mulți dintre dumneavoastră. Și tocmai de aceea eu zic că un termen de 5 ani este unul decent, rezonabil. Oricum, gândiți-vă foarte bine, dacă faceți ceea ce faceți acum, peste 5 ani, unde o să fiți? O să fiți într-o situație mai bună sau într-o situație destul de asemănătoare cu cea în care sunteți acum? Aici, în 5 ani de zile, în dotera, puteți cu adevărat să deveniți independenți financiar, liberi, da? E cu totul și cu totul altă perspectivă și vă spun asta din experiență personală: noi suntem de 3 ani și jumătate, aproape 4 ani, avem condotera de 2 ani și jumătate, aproape am început să construim activ proiectul și am reușit să ajungem la acea independență financiară dorită. Dar noi aveam și experiența necesară, de aceea, să zicem, ne-a luat mai puțin timp. Însă dacă nu ai mai făcut un network marketing, dacă nu ai mai făcut alte business-uri, acordă-ți minim 5 ani de zile. Sunt absolut convins că oricine face ceea ce trebuie, cum trebuie, timp de 5 ani de zile o să, o să ajungă, să zicem între ghilimele, la izbăvire. Da? Sunt absolut convins. N-am niciun dubiu în acest sens. Acum o altă perspectivă legată de modul cum câștigăm uh, banii este aceea de a ne raporta la bani și timp. Și aici avem uh, o altă variantă a cadranelor. O variantă în care avem în stânga sus cadranul celor care n-au bani dar au timp. Da? Acesta este cadranul în care sunt majoritatea pensionarilor, studenților, șomerilor. Avem în stânga jos cadranul celor care nu au nici bani, nici timp. Aici sunt majoritatea angajaților, în special uh, bugetari, dar nu numai, și de asemenea oameni de afaceri cu afaceri care nu funcționează prea bine. Avem în dreapta sus cadranul celor care au bani, dar nu au timp aici sunt top manageri, liberi profesioniști de succes oameni care, da, câștigă bani mulți însă e necesar ca ei să investească foarte mult timp și aici sunt și oameni de afaceri care au succes da? deci repet, au bani dar nu mai au timp nici pentru ei, nici pentru familie, pentru că Activitatea prin care câștigă acești bani mulți le consumă absolut tot timpul și energia. Și în dreapta jos avem cadranul El Dorado pentru unii, și de necrezut acelor care au și bani și timp. Da? Ca să ajungem în acest cadran este necesar să generăm venit pasiv. Da? Și, practic, atunci când ajungem în acest cadran, suntem liberi, suntem independenți financiar și liberi. Și dotera, dotera poate să ne aducă în acest cadran. Mai întâi, mai întâi, o să ne ducă în cadranul cu bani și fără timp, pentru că va fi nevoie la început să muncim, da? să muncim serios dacă vrem performanță maximă, însă treptat ne va duce în cadranul plus bani, plus timp. Energia și timpul, oricum o să o investim în ceva. Da? Întrebarea este unde ne va duce acel lucru în care noi investim. În dotera, dacă investești energia și timpul, este din punctul meu de vedere o investiție înțeleaptă care te va duce către independența financiară. Un citat care sintetizează ideea de venit pasiv este următorul. Prefer să câștig 1% din munca 100 de oameni decât să câștig 100% din propria mea muncă. Sau tradus acest citat ar suna, prefer să lucrez în echipă decât să lucrez singur. Da? Întotdeauna Libertatea, libertatea este în strânsă legătură cu ideea de a lucra în echipă. Iar la dotera exact acest lucru se petrece. Ceea ce v-am prezentat până aici a fost o viziune de ansamblu asupra a ceea ce înseamnă oportunitatea, dotera, despre venit pasiv pentru că Dotera ne poate ajuta să ajungem la venit pasiv. Și acum o să trecem să vedem exact de unde vin aceste surse de bani care ne vor duce în situația să fim independenți financiar și, și liberi. Și o să vorbim acum despre planul de compensare Dotera foarte pe scurt, însă vreau să punctez totuși câteva elemente ca să vă dați seama totuși cum vin banii în afacerea dotera. O să utilizăm niște prescurtări. PV este volum personal, personal volume. OV, volum organizațional. Uh, și LRP, Loyalty Rewards Program, este programul de loialitate. Da? Acest program de loialitate al dotera practic, ne oferă recompense pentru comenzile pe care le plasăm. Dacă plasăm recurent aceste comenzi, adică în fiecare lună, minim 50 de puncte, atunci pornim de la 10%, practic 10% din valoarea unei comenzi pe care o plasăm pe programul de loialitate se întoarce la noi sub forma punctelor de loialitate. Puncte pe care Putem comanda ulterior uh, gratuit produse Dotera. Și în primele 3 luni avem 10% și apoi din 3 în 3 luni crește cu 5%, repet, dacă avem continuitate, crește cu 5% odată la 3 luni până când ajunge la 30 de 30%, da? Deci practic când am ajuns aici, dacă plasăm o comandă de 100 de puncte, punctul e aproximativ 1 euro, atunci 30%, adică 30 de puncte, aproximativ un voucher de, de 30 de euro se întoarce spre noi și de acele puncte noi putem în luna următoare să ne comandăm produse. Da? Punctele sunt valabile 12 luni, deci putem să le adunăm și să le valorificăm atunci când dorim. însă acest program de loialitate este absolut genial pentru că el practic fidelizează consumatorii. Fidelizează consumatorii pentru că le oferă această posibilitate de a achiziționa la prețuri mult mai mici produsele dotera. În fiecare lună există un produs gratuit al lunii care este corelat cu uh, comanda LRP uh, pe programul de loialitate. Dacă această comandă este de minim 125 de puncte și este plasată până pe 15 a lunii, până pe data de 15, atunci vom primi produsul gratuit al lunii. La începutul lunii, în prima zi, dotera anunță care este produsul gratuit și bineînțeles în varianta în care LRP-ul nostru e de peste 125, îl vom primi automat cu comanda respectivă. Bun, care sunt sursele de câștig? Un prim, o primă sursă este profitul din vânzarea cu amănuntul sau retail prof, profit. Practic, cineva care nu dorește să își creeze cont de membru Dotera va cumpăra cu prețul întreg. Prețul de membru este cu 25% mai mic decât prețul întreg. Da? Și dacă cineva comandă cu prețul întreg, diferența aceea de 25% dintre prețul de retail și prețul de wholesale ne intră nouă în mod automat în cont ca bonus. Însă noi încurajăm pe oameni în general să... Nu în general, întotdeauna încurajăm să-și creeze un Cont, pentru că e mult mai avantajos pentru ei. Un alt bonus este bonusul fast-start. Bonusul fast-start se plătește pe, pe 3 adâncimi în primele 60 de zile de la înregistrarea unei persoane. Da? Vom primi 20% de, de pe comenzile persoanelor care sunt direct înregistrate sub noi. Vom primi 10% din comenzile persoanelor de pe adâncimea a doua și 5% de pe adâncimea a treia. Mai ales la început, aceasta va fi o sursă destul de importantă de comisioane, de câștiguri. Un al doilea bonus este așa numitul Power of 3. Power of 3 este. Un bonus unic în uh, industria network marketing este un bonus structural care se acordă în următoarea situație: dacă noi avem o comandă LRP pe programul de loialitate de minim 100 de puncte și avem uh, sub noi pe front trei persoane, minim trei persoane care la rândul lor și-au plasat comenzi pe programul de loialitate de minim 100 de puncte. Iar noi, împreună cu toți cei care sunt pe front la noi, inclusiv noi înscriși și așa mai departe, deci împreună cu ei, dacă avem minim 600 de puncte, înseamnă că am realizat Power of 3 pe primul nivel. Și aceasta ne va aduce un bonus de 42 de euro în cont. Nu e mult, dar e un început și oricum toate lucrurile mari nu au început cu ceva mic care a crescut. Acum, ca să trecem la nivelul al doilea de Power of Three, îi vom învăța pe acești trei oameni, pe care noi am înscris aici direct sub noi, să facă exact ce am făcut și noi. Adică, fiecare să găsească minim 3 persoane care și ele să-și placeze comenzi de minim 100 de puncte pe programul de loialitate, da? Și bineînțeles fiecare împreună cu echipele lor să aibă minim 600 de puncte și atunci am făcut Power of 3 pe adâncimea a doua și anume vom primi un bonus de 212 euro. Nici 212 euro nu e foarte mult, dar deja în România e o sumă care știu, poate să completeze veniturile simțitor. Și, evident, că pasul logic următor este ca partenerii noștri să-și învețe partenerii să facă exact ce au făcut și ei. Aici ce vreau să punctez, deci noi vom lua 212 euro iar partenerii noștri vor lua fiecare câte 42 de euro, da? Deci, spuneam, partenerii noștri o să-și înveț, învețe partenerii să facă exact ce am făcut și noi, adică să găsească câte 3 și în momentul în care am realizat acest lucru, am făcut Power of 3 pe 3 adâncimi și asta ne va aduce un venit de. 1275 de euro. Acum, sincer, 1275 de euro sunt niște bani foarte frumoși, nu numai în România, oriunde, și ăsta este doar un bonus care, la care se vor mai cumula și celelalte pe care planul de compensare dotera le oferă. Odată ce structura aceasta este creată da? cel mai probabil este că lună de lună se vor crea aceste rulaje și ne, vor, ne va intra acest bonus. După ce am completat un Power of 3 complet, Dotera ne dă voie să mai facem încă unul. Deci cu alte trei picioare, da? putem să mai facem încă un Power of 3. Dar, repet, numai după ce l-am terminat pe primul. Următorul bonus este, dintr-un anumit punct de vedere, și cel mai important, bonusul unii level. Pentru că bonusul Unilevel generează venit pasiv sau venit rezidual recurent. Dotera plătește acest bonus pe 7 adâncimi. Da? 2% pe adâncimea 1, 3% pe adâncimea 2, 5% pe adâncimea 3, apoi 5%, 6%, 6% și 7% pe adâncimea 7. Da? Însă o să vedem că generozitatea planului de compensare dotera este chiar mai mare decât atât și o să vedeți în ceea ce, cele ce urmează la ce anume mă refer. Practic, după ce o persoană a fost înregistrată în sistem și au trecut cele 60 de zile în care luăm Fast Start, ele vor trece în zona de bonus Unilevel. Deci de pe comenzile lor nu vom mai lua Fast Start, ci vom lua uni level. Aici avem uh, exemplul pe care vi l-am dat cu multiplicarea mai devreme, cu puterea multiplicării, doar că acum am mai adăugat două coloane. Am adăugat coloana cu procentele pe care le plătește dotera, venit pasiv, da? și considerând că fiecare are comenzi doar de 100 de puncte, adică 100 de euro, da vedem că se generează un rulaj de 327.900 de Puncte și un comision de 21.714 euro. Eu zic că acest bonus este unul foarte frumos. Oriunde în lumea asta și sunt persoane deja în România care mai mult de 10 persoane care câștigă sume mai mari decât atât. Ceea ce poate că pe unii v-a surprins este uh, faptul că dotera plătește procentele Haideți să ne întoarcem aici, da? Procente mai mici pentru cei care sunt mai aproape de noi și pe măsură ce ne îndepărtăm, uh, procente tot mai mari. Însă, în acest uh, tabel comparativ, vedem, de fapt, cât de generos e planul de compensare, dotera pe această zonă, comparativ, de exemplu, cu cel al companiei concurente, care plătește la modul 7% pe adâncimea 1, 6% pe adâncimea 2 și așa mai departe. Deci, pe măsură ce ne îndepărtăm de noi, luăm tot mai puține procente. Însă, vedeți aici la multiplicare. Că cele mai multe persoane uh, sunt pe adâncimea 7. Da? Cu cât merge mai în adâncime, multiplicarea generează efecte uh, mai mari și, uh, bineînțeles, sunt mai multe persoane și rulaje mai multe. Deci, întrebarea este ce vrei să iei: procente mari dintr-un rulaj mic, exact cum se petrece în cazul companiei concurente da? sau dorești să iei procente mari acolo unde uh, sunt rulajele mai mari. Da? Și vedem aici pe această coloană modul în care am precizat că plătește Dotera unii leveluri. Și dacă comparăm totalul, vedem că prin sistemul companiei concurente se câștigă uh, 9000 49 de euro, iar prin sistemul Dotera 23.343. Da? Adică mai mult decât dublu. Și cu cât cifrele sunt mai mari, cu atât diferența va fi mai mare în favoarea planului de compensare Dotera. Pe de altă parte, faptul că se plătește bonus mai mare dacă cineva e în adâncime mai mare stimulează ceea ce vorbeam eu la început interdependența da? planul de compensare dotera este interdependent în sensul că, gândiți-vă că dacă eu pe adâncime mai mari iau procente mai multe, în momentul în care înscriu o persoană Dotera îmi oferă 14 zile, îmi dă la dispoziție 14 zile să mut persoana unde doresc eu în rețea. Da? Având în vedere că cel mai înalt nivel în Dotera se obține dezvoltând 6 picioare, 6 linii, normal că nu o să mă extind mai mult decât 6 linii. Da? Și atunci, oamenii pe care îi înscriu o să-i placez în adâncime sub oamenii mei pentru a-i ajuta pe ei să își atingă nivelurile de carieră dorite, pentru că dacă ei reușesc asta și eu reușesc să-mi ating nivelul de carieră pe care doresc eu să realizez. Da? Exact cum spunea Zig Ziglar, dacă ajut suficient de mulți oameni să obțină ceea ce vor, vei obține și tu ceea ce îți dorești. De fapt, asta este esența network marketingului autentic, asta este esența planului de compensare dotera. Da? Este un plan în care e stimulat să-ți ajuți partenerii și tot planul de compensare este gândit la modul acesta. Ca să folosim o expresie utilizată frecvent în publicitate, dar asta nu-i tot nu tot pentru că, de fapt, planul de compensare, dotera, bonusul unii level e mult mai generos decât am putut să vă explic în slide-urile precedente. O să vă explic acum pe scurt ce înseamnă compresia dinamică și cum, de fapt, această compresie dinamică mărește numărul de adâncimi de pe care noi luăm uh, bonusul unii level nu-i limitat la 7. Poți să iei și de pe adâncimea 100, de pe adâncimea 200, poți să iei bonus unilevel. Da? În anumite condiții. Și tocmai de aceea o să punctez pe scurt compresia dinamică. Deci nu mă aștept că o să înțelegeți chiar din prima, însă sunt absolut convins că o să vă ofere o viziune și ulterior o să și înțelegeți foarte bine despre ce e vorba. Aici avem un tabel care ne prezintă nivelurile de carieră în dotera și modul în care se plătește bonusul unileva. Da? De exemplu, consultant, ca să fii consultant, trebuie să ai o comandă de minim 50 de puncte în luna respectivă. Ca să fii manager, trebuie să ai minim 100 și de la manager în sus toată lumea ca să poată să realizeze nivelul de carieră și să ia comisioane, trebuie să aibă o comandă de minim 100 de puncte, o comandă LRP pe programul de loialitate. De fapt, în dotera singura condiție pentru a lua comisioane și a realiza nivelul de carieră este să avem această comandă LRP de minim 100 de puncte. Da? Deci revenim la manager. Managerul are împreună cu echipa 500 de puncte da? Dacă uh, consultantul ia pe o adâncime 2%, managerul ia pe două adâncimi, da? bonusul unii level, directorul uh, trebuie să aibă un rulaj de minim 1000 de puncte și ia pe trei adâncimi, executivul are 2000 de puncte împreună cu toată echipa, evident, uh, și ia pe patru adâncimi, bonusul, elitul are 3000 de puncte împreună cu echipa, ia pe 5 adâncimi, premierul are 5.000 de puncte Împreună cu echipa, și are uh, doi, două persoane la nivel de executiv pe care le-a înrolat în mod direct, și uh, un premier ia pe 6 adâncimi, bonusul lunii level. Silver înseamnă uh, că ai trei picioare uh, de elit, deci cu trei persoane înrolate personal care au ajuns la nivel de elit. Picioare diferite, evident, și aici avem accesul pe toate de cele șapte adâncimi. Deci, de la nivel de silver, avem acces pe toate cele șapte adâncimi uh, la unilevel. da Apoi, nivelurile sunt gold, înseamnă să ai trei premieri. Platinum înseamnă să ai trei silver Nivelul de diamond înseamnă să ai 4 silver, blue diamond înseamnă să ai 5 picioare înrolate personal la nivel de gold și presidential diamond înseamnă să ai 6 picioare de platinum, fiecare să ajungă la nivel de platinum și bineînțeles înrolate personal. Da, acestea sunt nivelurile de carieră. Dar vedem aici niște săgetuțe în sus care, de fapt, fac toată diferența. E vorba de compresia dinamică. Înainte însă, în, acest, în această reprezentare grafică, vă este mult mai. Ușor să înțelegeți cum se atingă aceste niveluri de carieră, da? Avem Elitul Premier, înseamnă 2 executivi, Silverul 3 eliți, Goldul 3 premieri. da? Platinum înseamnă 3 silver, Diamond înseamnă 4 silver, Blue Diamond înseamnă 5 gold și Presidential Diamond înseamnă 5 platinum. Da? Bun, și haideți să vedem compresia dinamică. Cum se petrece ea? Păi, practic, atunci când se calculează bonusul level, se pornește de la comanda. Comanda care s-a făcut. Și uh, avem aici un lanț de, de persoane și aici, în adâncime, s-a făcut o comandă de 200 de puncte. Și se pune întrebarea cine va lua comisioane și cât. Și sistemul dotera va proceda în felul următor. Primul lucru va căuta prima persoană care îndeplinește nivelul de consultant de wellness advocate, da? Și merge în sus și vede că această persoană îndeplinește condițiile, da? că este consultant, deci această persoană va lua 2%. Apoi sistemul Caută prima persoană care îndeplinește condițiile de manager. Da? Și mergem în sus, consultantul clar nu îndeplinește condițiile, însă directorul acesta le îndeplinește. Da? Și atunci, cei 3% vor merge la acest director, la această persoană. Bun, apoi sistemul va căuta prima persoană care îndeplinește nivelul sau condițiile nivelului de director. Adică să aibă minim 1000 de puncte. Și mergem mai sus, vede acest executiv care evident că îndeplinește condițiile de director. Așa că el va lua 5%. 5% bonus unilevel. Apoi, sistemul caută prima persoană care îndeplinește, mergând întotdeauna de jos în sus, care îndeplinește condițiile de executiv. Da? Și această persoană le îndeplinește. Da? Deci, va lua 5%. Apoi, sistemul caută prima persoană care îndeplinește condițiile de elit. Da? Și acest executiv nu le îndeplinește, clar. Deci atunci merge sistemul mai sus și găsește acest premier care îndeplinește condițiile, deci va lua 6%. Apoi, sistemul caută prima persoană care îndeplinește condițiile de premier. Acest elit nu le îndeplinește, acest silver le îndeplinește, da? și atunci silverul va lua 6%. Și apoi sistemul caută prima persoană mergând de jos în sus, care îndeplinește condițiile de silva. Acest elit nu le îndeplinește, însă acest diamond le îndeplinește. Deci diamondul va lua 7%. Da? Deci așa funcționează compresia dinamică. Întotdeauna se pornește de la comandă și se merge în sus căutând pe rând să se identifice persoanele care vor primi comisionul. Și vedem că pentru acest diamond, această comandă e adâncimea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deci e pe adâncimea 11 și totuși el a luat un level de acolo. Da? Și repet ce am spus: e posibil în anumite conjuncturi și de pe adâncimea 100 sau 200, să poți să iei bonus unilevel. Depinde pe traseul dintre tine și comanda aia câți silver sunt sau silver plus, da? și de asta depinde dacă va ajunge până la tine sau uh, se va opri undeva pe traseu. Dar ideea este că, de fapt, bonusul uni level teoretic se plătește pe șapte adâncimi, dar practic se plătește pe mult mai multe adâncimi, da? în așa fel încât, practic, să putem uh, beneficia la maximum de rulajele rețelei pe care am creat-o. O altă sursă de, de câștiguri este din acțiunile pentru conducere sau de leadership. Genial au gândit cei de la Dotera, și anume că de la nivel de premier în sus, liderii să aibă procente din rulajul global al companiei. Da? Și vedem aici, de exemplu, 2% din rulajul global al companiei se împart între Silver, Gold și Platinum. 1,25% e un bonus special, un Powerman bonus, care se împarte între Premier, Silver și Gold. Sau avem aici un 1% care se împarte între Diamonds, Blue Diamonds și Presidential Diamonds. Da, evident că valoarea unei acțiuni aici este mult mai mare decât aici, pentru că sunt mai puțini oameni la care se împarte potul. Da? Iar aici vedem alte procente din rulajul global al companiei care se împart doar între diamonds, doar între blue diamonds, doar între presidential diamonds. Da, nu o să intru acum în detalii, însă vreau să vă punctez concret care este media câștigurilor din comisioane, din acțiuni de leadership la nivelurile de la premier în sus, da. Un premier uh, va câștiga în plus din acțiuni de leadership lunar în medie 164 de euro, un silver 292, un gold 639, un platinum 1278, un diamond 3442, un blue diamond 9236 uh, de euro și presidential diamond 27096 de euro. Deci aceste Sume se adaugă pe lângă celelalte bonusuri pe care fiecare le ia, Unilever, Fast Start, Power of 3 și așa mai departe. Deci ele se cumulează. Eu zic că e destul de, de consistent ceea ce se oferă, mai ales de la platinum în sus, dar și la celelalte niveluri. Așa că merită să atingem aceste. Niveluri. Aici avem uh, prezentate veniturile la diferite niveluri de carieră, veniturile medii la diferite niveluri de carieră în Doterra. Deci, de exemplu, un elit câștigă în medie 249 de euro pe lună, un premier 742, un silver 1802 euro pe lună. Goldul 3920, Platinumul 7701, Diamondul 13721, Blue Diamondul 30.950 de euro pe lună și Presidential Diamond 90.250 de euro lunar. Da? Bineînțeles, acestea, repet, sunt venituri medii. Sunt, de exemplu, sunt Blue Diamonds care câștigă mai mult decât media uh, lor Alții care câștigă mai puțin. Evident, că cineva care e la început pe un nivel, probabil va fi sub media nivelului respectiv, dar după ce se maturizează pe nivelul respectiv, va trece din peste media respectivă. Ceea ce pot să vă spun este că în România sunt câteva zeci de persoane care au atins nivelul de peste diamond adică Diamond, Blue Diamond și Presidential Diamond. Deci se poate, se poate chiar și aici în România, sau aș spune eu, mai ales aici în România. Pe de altă parte, avem niște cifre. Sunt trecute acolo în partea de jos a graficului. Ele, de fapt, reprezintă numărul mediu de luni Necesare pentru a atinge nivelul uh, respectiv de carieră calculat la nivel global. În România având în vedere că piața este la început. Uh, ritmul de creștere este mai rapid, deci perioada necesară atingerii acestor niveluri este mult, mult mai scurtă decât la nivel global. Pe de altă parte, avem aici. Uh, niște culori care reprezintă diferitele tipuri de bonusuri. Da? Avem cu violet uh, fast startul, da? vedem că la început ăsta contează cel mai mult, apoi avem power of 3 cu acest turcoaz uh, albastru. apoi avem zona verde care înseamnă unilevel și avem zona portocalie care înseamnă bonusurile acelea de leadership. Vedem că pe măsură ce înaintăm în nivelul de carieră, cea mai mare pondere în veniturile noastre o are bonusul unii level. Da? Bonusul unii level și apoi pe locul 2, spune, sunt acțiunile de leadership. Da? Vreau să ne întoarcem puțin la acțiunile de leadership pentru că Vreau să punctez un lucru genial pe care l-a gândit Dotera, și anume că oferind aceste procente din rulajul global al companiei, de fapt stimulează toți liderii de pe glob să lucreze împreună, da, să lucreze pentru că dacă Dotera crește global, fiecare de fapt câștigă mult mai mulți bani din aceste acțiuni de leadership. Acum, și dacă luăm duratele medii de la nivel global, eu zic că merită efortul de a atinge aceste niveluri de carieră. Da? De exemplu, ca să atingem nivelul de gold, ne ia în medie 27 de luni, adică 2 ani și 3 luni. Da? dar venitul mediu la acest nivel e 3920 de euro. Să fim serioși. Eu zic că merită, merită și dacă ar dura 4-5 ani, merită să faceți asta, pentru că realist vorbind din alte lucruri în România slabe șanse să ajungeți la astfel de uh, venituri, da? Sau de exemplu nivelul de diamond, la nivel global durează în medie 42 de luni, adică 3 ani jumate. Și venitul mediu este undeva la 13.721 de euro. Eu zic că merită și dacă ar dura 5 ani, 7 ani sau chiar 10 ani, tot merită să faci uh, efortul pentru că repet nu prea sunt alte variante în care cu investiții atât de mici, cu riscuri zero, să puteți să ajungeți la performanțe atât de înalte. Da? Tocmai de aceea eu cred că dotera este, este soluție, o soluție extraordinară pentru aproape oricine. Da? Poate că unii ați găsit alte modalități, e extraordinar, însă pentru marea majoritate, aceasta este singura variantă în care se poate realiza ceva de dimensiunea aceasta. Noi ceea ce vă putem promite este că cei care veți opta să porniți pe drumul acesta împreună cu noi, veți primi tot sprijinul, toată consultanța necesară pentru ca voi să puteți atinge succesul. Bineînțeles, în funcție de cât de repede dorim să ajungem la anumite realizări, în funcție de nivelul pe care îl vizăm, investiția de energie și timp diferă. Da? Și... Planul efectiv de lucru se va stabili personalizat în funcție de ceea ce își dorește fiecare. Și o să închei cu această întrebare. De ce facem noi Dotera? De ce construim noi acest proiect? O facem oare pentru produse? Categoric, produsele le iubim, le utilizăm, suntem super încântați de ele, oricum am împărtășit experiența cu ele, însă nu ne-am implicat nici pe departe atât de mult și nu ne-am extind atât de mult dacă am fi interesați numai și numai de produse. Da? De ce facem noi totuși Dotera? Pe lângă faptul că iubim produsele și credem în faptul că sunt extraordinare, o facem pentru libertate pentru că libertatea este valoarea cea mai importantă pentru noi. Și aici când spun libertate, mă refer la toate planurile și libertatea de a avea soluții naturale în casă și să nu depind de nimeni din afară, să pot rezolva cu produsele dotera absolut orice fel de provocare care apare. Da? Libertatea de a avea timpul la dispoziția noastră, de a putea să decidem 100% pe timpul nostru când muncim, dacă muncim, cu cine muncim și așa mai departe, să avem independența financiară de a putea să ne permitem să facem lucrurile pe care dorim să le facem, da? Și bineînțeles că toate acestea ne vor oferi libertatea și pe alte planuri pe care nici nu le-am bănuit inițial. Da? Pentru că dacă ai timp ai timp și bani să te poți ocupa de tine însuți, atunci o să poți rezolva și libertatea interioară și o să ai cu adevărat parte de o libertate holistică. Da? Vă așteptăm în echipa noastră Luați legătura cu persoana care v-a trimis linkul către acest video, și împreună o să stabiliți clar modul în care să demarați și care vor fi etapele pe care o să le parcurgeți. Vă doresc mult succes în tot ceea ce întreprindeți, și vă așteptăm în echipa noastră. O zi minunată!